Primăria municipiului Târgu Jiu are planuri mari de investiții în acest an. Lucrările la mult discutata parcare subterană din zona centrală a orașului vor demara în 2015, a declarat primarul municipiului Florin Cârciumaru. Să realizăm două parcări subterane și este vorba de parcarea subterană din zona Hotel Gorj în spate cu ieșire în strada Unirii și este vorba de parcare subterană în zona Popa Șapcă, statuia Gheorghe Magheru. De asemenea, tot prin programul respectiv încercăm să realizăm pasajul din zona Popa Șapcă, Genevei, 16 februarie, Mărășești. Tot în acest an, municipalitatea va începe lucrările de modernizare a tronsonului Calea Eroilor de la Parcul Central și până la Coloana Fără Sfârșit. Modernizarea Căii Eroilor, un proiect mare, un proiect care în primă fază va fi prezentat de către arhitectul Dorin Ștefan pe data de 19 februarie la Târgu Jiu. Omul vrea să beneficieze de prezența brâncușologilor care vor fi prezenți la marele eveniment pe 19 pentru a primi, după cele prezentate, sugestii și idei de care să țină cont în finalizarea proiectului. Tot pe fonduri europene și guvernamentale, municipalitatea intenționează să modernizeze rețeaua de transport în comun și să mai achiziționeze până la sfârșitul anului 3 autobuze noi.